suntem încântați că tot mai mulți gospodari și tot mai multe persoane cu specialități, persoane de vază din județul nostru ni se alătură. Mai avem mai puțin de 10 localități și vom avea liste complete la primării și la consiliile locale în județul Timiș. O să-i las pe ei să se prezinte, după cum v-am promis, aducem cât mai mulți primari, viitori primari, să vină să vorbească în fața dumneavoastră, să spună ce o să facă pentru comunitățile lor locale, începând cu toamna aceasta când își vor prelua mandatele. Vreau să invit, de asemenea, alături de noi, pe toți primarii care sunt gospodari din județul Timiș și cărora li s-a făcut scârbă să tot cerșească pe la Timișoara sau mai de unăzi am aflat pe la București, mila PSD-ului sau PNL-ului, oameni care se hotărăsc să vină alături de noi să schimbăm sistemul politic din țara aceasta și toată clasa politică. În 2020, când eram mici și începeam plin de elan acest proiect politic, am susținut la primăria municipiului Timișoara un candidat independent, un om de o extraordinară ținută morală, demn, care o să vedeți și dumneavoastră astăzi, că o să vă vorbească după ce eu finalizez, care sunt lucrurile care l-au făcut să vină alături de noi, definitiv, și să putem să luptăm împreună mai departe pentru cauza națională. De asemenea, o altă persoană, manager, administrator, care în zeci de ani de zile și-a demonstrat competențele manageriale și administrative, a venit și dânsul alături de noi și îl las, de asemenea, să se prezinte în cele ce urmează. Domnul Ilie Sârbu, îmi face o deosebită plăcere și onoare, îți dau cuvântul și bine ai venit din nou. Bine v-am găsit. Știu că mi s-a spus să am grijă cu hârtiile, dar o perioadă lungă de timp am lucrat în presă și ce este scris, scris rămâne. Numele meu este Sârbu Ilie Vasile, sunt născut în Caraș Severin, în comuna Bozovici și sunt absolvent al facultății de jurnalistică a Universității Banatul din Timișoara. Am lucrat în presă o perioadă foarte lungă de timp la Renașterea Bănățeană, după care am colaborat cu mai multe instituții de presă, iar mai târziu, undeva în anul 2014 și cred că dau acum o veste în premieră, am fondat Asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei, care astăzi împlinește 10 ani. Nu știu cum s-a întâmplat că eu astăzi să fac un pas important în cariera mea. Am făcut lucruri destul de interesante alături de colegii mei din Asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei, care și în această situație, ca și în 2020, m-au susținut, le-am explicat despre ce este vorba și ce trebuie făcut. Vreau să vă spun că unul dintre motivele pentru care eu am făcut pasul ca să intru în Alianța pentru Unirea Românilor a fost legat de moralitatea cu care eu am crescut. Au trecut 34 de ani de când timișorenii au restabilit ordinea firească a drumului libertății poporului român prin transformarea străzilor orașului lor într-un câmp de luptă. Timișorenii curajoși de atunci, vii sau adormiți într-un domnul, au făcut ca să trăim într-un oraș sfințit cu sângele lor. Eu voi ține cont de sacrificiul lor. Eu nu voi uita niciodată ceea ce au făcut ei aici, la Timișoara. Națiunile care au pierdut șirul obiceiurilor părintești sunt națiuni fără rădăcină, națiuni nestatornice sau, cum zice vorba românească, nici cal, nici măgar. Nu-mi doresc ca națiunea română să fie numai o închipuire geopolitică, așa cum nu vreau ca Timișoara să fie orașul perfect doar în închipuirea unor oameni care ne conduc vremelnic. Timișorenii merită mai mult decât povestea hainele noi ale împăratului. Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care eu îmi doresc să intru în acest partid și mi-asum să mă dedic acestui oraș implicându-mă în politică alături de Alianța pentru Unirea Românilor. Am făcut acest pas
mare pentru mine, pentru a nu mai căra în suflet povara de a vedea, a auzi și a tăcea fără a interveni concret și asumat într-o formă legitimată de propria mea conștiință și de Constituția României. La acest moment, Timișoara este o navă aflată în derivă. Ea este în derivă din anul 2012, iar până în prezent, la cârma căreia au fost doi primari care conduc după propriile lor coordonate și nu după cele date de timișoreni la alegeri. Da, sunt un timișoran revoltat pentru regresia Timișoarei din 2012 încoace, de aceea am intrat în partidul în care cred că mă pot manifesta spre apărarea timișorenilor și a Timișoarei. Fie să renască Timișoara cea cu har, astăzi ca și mâine, pur și acum. Este foarte interesant ceea ce se întâmplă la nivel național. Pentru că întotdeauna mi-a plăcut să intru prin arhivele familiilor și prin arhivele statului, fac o analogie foarte interesantă. Să ne gândim că în luna noiembrie anul 1946 se întâmpla exact ceea ce se întâmplă astăzi. Atunci, Partidul Comunist Român a creat un simulacru, așa cum se creează și acum, a adunat toate partidele, așa zise, românești, la care au aderat și părți din Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc. Au încercat și au reușit, având trupele sovietice în România, să rupă din conștiința noastră, rupându-ne chiar și vocile cele mai importante care le aveam la acel moment. Pentru că ceea ce este foarte important și foarte mulți dintre noi trecem cu vederea, toți românii care au făcut unirea în 1918, unirea mai târziu a Banatului în 1919, și-au săvârșit la canal sau în pușcările comuniste. Așa s-au născut sfinții închisorilor despre care lumea vorbește în ziua de astăzi. Să nu uităm lucrul ăsta, să nu uităm că exact același lucru se întâmplă. Din motive care aș putea spune că nu sunt deloc întemeiate și nu sunt legale sub nicio formă. Ceea ce se întâmplă astăzi este un pericol atât de mare la adresa democrației. În momentul în care un guvern îți spune să o lăsăm mai moale, să fim așa cum ni se cere, să plecăm capul, să lăsăm pe alții să ne conducă, cred că este o problemă. Este o problemă și noi trebuie să luăm atitudine. Sunt aici pentru a face ceva în acest sens. Sunt în conformitate cu conștiința mea și cu educația pe care eu am primit-o în casa părintească, la școală, în universitate. Am avut profesori foarte buni care au încercat să-mi deschidă mintea. Au încercat să facă lucruri pentru care poate ei nu au curajul să le facă astăzi. Eu mi-asum absolut tot. Da, spun cu voce tare, pentru că este pentru prima dată când cineva îmi oferă să spun cu voce tare, această guvernare, PSD, PNL și toate guvernările care au fost până acum sunt un eșec. Să ne uităm un pic la ceea ce se întâmplă pe scena politică în acest moment. Toată lumea se face că face, dar nimeni nu face nimic. Aș vrea să vă aduc în atenție o poveste din satul meu natal. Era un moș chitian, un bătrân care a făcut războiul, nu avea un picior. Stătea în fața casei pentru că nu putea să muncească, era rănit și la mână. Și când se întorceau sătenii de la munga câmpului, noaptea târziu, îl întrebau: moșchitiane, moșchitiane, e gata cina? Da, e gata, tot numai să fac focul. Deci despre asta vorbim acum. Toată lumea spune că este pregătită, dar în realitate nu este pregătit nimeni. Să ne uităm în jur la noi și să vedem că cu ceea ce eu am crescut în familia mea, unde n-a fost niciodată CAP, în care rezistența anticomunistă era la ordinea zilei, în care fiecare om, fiecare gospodar avea în bătătură un porc, găini,
vaci, cai cu care își lucrau pământul. Exact asta vor să ne ia în acest moment. Voi lupta pentru asta de acum și pururi și cât voi putea și cât voi avea puteri. Dumnezeu să ne ajute în tot ceea ce face. Mulțumim mult, Dumnezeu. Îl invit acum să vorbească în fața dumneavoastră pe colegul, prietenul și fratele nostru, domnul Balaș. Și bine ați venit. Bine v-am găsit. Doamne ajută. Bună ziua. Sigur, aș vrea mai întâi să vă rog să-mi permiteți să mă prezint. Mă numesc Nelu Balaș. Sunt născut, crescut în comuna Cărpiniș. Și sigur, provin dintr-o familie de mai mulți frați, o familie de antreprenori. În familia noastră, sigur, se întâmplă lucruri și, zic eu, lucruri bune. Sunt căsătorit cu Laura de 34 de ani. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 4 copii. Și iată, mai nou, avem 5 nepoți. La bază sunt economist, am mai multe specializări, sunt expert în achiziții publice, sunt manager de proiect, am absolvit și contabilitate de gestiune și financiară, am 2 specializări licențiat și, bineînțeles, pe fond sunt om de afaceri. De când mă știu, din 1990, am început afaceri în producție. Uneori au fost cu succes, alteori, sigur, ca în afaceri, astăzi e sus, mâine e jos. Cel mai important lucru este să nu renunți. Merg pe câteva valori în care eu cred. Cred că trebuie să identificăm în echipa noastră și societatea noastră, trebuie să înțeleagă că doar cu oameni de caracter putem să funcționăm. Există o definiție scrisă în limba engleză: caracterul adevărat al unui om sunt acele fapte care el le face când el crede că nu-l vede nimeni. Sigur, sunt persoane care pozează în moralitate, dar realitatea este cu totul diferită în viața lor și, din păcate, de cele mai multe ori se răsfrânge și asupra familiilor. Cred în educație, cred în investiții, cred că cea mai importantă investiție care trebuie să o facem este în educația tinerilor. Educația trebuie să corespundă nevoilor tinerilor și a societății românești, căci doar astfel echipați putem să facem față provocărilor care ne stau în față. Cred în tineri și cu această ocazie, dacă tot am primit o invitație, mulțumesc foarte mult, invit tinerii să vină în Partidul AUR și am să vă spun mai târziu de ce AUR și de ce trebuie să ne implicăm în acest proiect minunat și deosebit de frumos. Cred în cultură și cred în credința creștină. Cred că creștinismul este acela care a adus vestea bună ca noi fiecare, cei care credem. Creștin înseamnă urmaș al lui Hristos, tot ceea ce se numește creștin, și credem că doar prin credință, care prin credință și prin creștinism s-a modernizat Europa, America și lumea civilizată. De ce AUR? În primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului senator Claudiu Târziu, pentru că într-o seară am comunicat întâmplător și îmi spunea: dacă vă face plăcerea, noi mâine avem lansarea candidaților la alegerile europarlamentare din Timișoara și dacă vă face plăcerea, vă invităm cu drag. Trebuie să recunosc și spun asta pentru că sunt foarte mulți care, sigur, se află în situația în care eu am fost. Cred că am plecat cu o chestiune complet greșită. Dar odată ajuns în sală și după ce am ascultat discursurile europarlamentarilor care au făcut vorbire despre agricultura românească, despre justiție, despre educație,
despre valori în care noi credem, sigur, am venit cu o idee și am plecat cu un crez de acolo. M-am dus acasă și vreau să îmi continui ideea, cum de am ajuns aici. M-am dus acasă și am căutat pe internet statutul AUR. Îmi place să fiu informat, îmi place să știu și, bineînțeles, răsfoind, am găsit articolul 4, care, sigur, pentru mine rezonează din plin cu crezul meu, cu valorile care le am, pentru că am găsit în statut lucruri extraordinar de frumoase în ceea ce privește credința, în ceea ce privește valorile morale, în ceea ce privește viața, familia, în ceea ce privește mediul de afaceri, în ceea ce privește suveranismul, patria, pentru că, din păcate, odată intrați în Uniunea Europeană și odată intrați în NATO, în cele două cluburi deosebit de frumoase pe care le îmbrățișăm, am început să uităm că suntem români. Am început să uităm să ne apărăm ceea ce este al nostru, ceea ce este într-adevăr valoros. Și sigur, chestiunea asta este greșită. Foarte important este să facem parte din echipele, din cluburile respective, dar să nu uităm că suntem români și cel mai important lucru este țara noastră, casa noastră, familia noastră, credința noastră, valorile noastre. Îi spuneam unuia acum câteva zile, facem politică, dar nu oricum. Aș vrea să vorbesc și despre un mediu de business care îl cunosc foarte bine. Este o temă națională a Partidului AUR. Astăzi vom vorbi despre fermieri. Fermierii reprezintă inima comunității rurale. Fermierii furnizează bunuri esențiale pentru români. Politica agricolă română a alocat 360 de miliarde fonduri europene, din care o treime se duc doar către agricultură. Din păcate, acești bani sunt gestionați extrem de prost. Se duc în zone, sigur, nesustenabile, care nu modifică cursul agriculturii românești. AUR prioritizează agricultura și fermierii, propunând măsuri urgente pentru asigurarea unui viitor economic, stabil și corect, cum ar fi venituri decente pentru fermieri, încurajarea unei competiții corecte pe piața agricolă, protecția calității produselor și aici aș face o paranteză, să nu uităm că produsele românești sunt extrem de sănătoase. Ca unul care știe ce înseamnă de la arătură până la producția de paste făinoase sau de ouă sau ce mai producem noi, trebuie să vă spun că ceea ce noi punem în pământ este extrem de sănătos. Din păcate, uneori eticheta și acea etichetă europeană ne ia fața și cumpărăm numai prostii, cumpărăm lucruri nesănătoase. Doar așa, spre informare, Uniunea Europeană folosește fertilizanți între 7 și 17, de 17 ori mai mulți ca producători agricoli. Pentru că Dumnezeu ne-a dat un pământ foarte bun și nu trebuie să-l forțăm prin chimicale să aibă rezultate. De aceea încurajez românii să consume produse românești. Consumând produse românești, ne ajutați pe noi, fermierii, noi cei care ne implicăm și funcționăm într-un anumit fel. AUR are proiecte clare pentru dezvoltarea sustenabilă a agriculturii și voi spune câteva. Dorim să facem o planificare corectă de culturi după scheme de consum reglementate printr-o strategie națională. Vrem să stimulăm micii producători, vrem să creăm un flux integrat în zootehnie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că producătorii, guvernul AUR va face hub-uri zonale, regionale, prin care se va colecta marfa, așa funcționează Uniunea Europeană și lumea civilizată, și din hub-urile respective se negociază cu marile lanțuri de magazine. Nu am nimic împotriva lanțurilor de magazine, dar acolo unde s-a plantat un lanț de magazine, s-a preluat toată piața respectivă și a desființat toate
micile magazine care au existat, acei oameni au plecat dincolo să-și caute de lucru, că ei altceva n-au știut să facă. Au făcut comerț, dar au fost desființați. Suntem pentru un comerț civilizat, dar trebuie să ne apărăm și producătorii și întreprinzătorii români. Aur este pregătit pe plan agricol să asigure un sistem economic favorabil și aș vrea să nu uitați că astăzi noi exportăm cereale și importăm pâine congelată, carne, ouă, lapte, ulei și alte produse de bază. Este inadmisibil așa ceva. Banii europeni trebuie orientați spre astfel de fabrici. Trebuie să producem noi. Noi, ca și societate comercială, în grupul nostru de firme, suntem prezenți în piața europeană destul de puternic, dar, sigur, am făcut investiții corecte, un marketing corect și suntem acolo unde ar trebui să fim. Dar pentru asta este nevoie ca în orice partid politic, în Partidul Aur, să vină oameni valoroși și împreună cu expertiza care o au, să vină cu proiecte clare prin care să ducem măsurile corecte pentru români. De ce se dau aceste legi? De ce se dau, sigur, aceste ordonanțe care sunt total greșite împotriva oamenilor de afaceri? Pentru că cei care le dau nu se pricep. N-au vândut și n-au făcut și n-au produs nimic în viața lor. Este foarte important ca aceste lucruri să se realizeze. Astăzi trag un semnal de alarmă către toți politicienii și aș vrea să le spun că și să spun actualului guvern că a trecut vremea acelui optimism meschin. Românii nu mai pot accepta o bătaie pe umăr, o încurajare de ocazie sau un zâmbet fals, odată la 4 ani. România are nevoie de un nou proiect politic care să se bazeze pe conștiință și pe onoare. Subscriu la ceea ce spunea un mare om al României. Aceasta este dorința mea cea mai fierbinte pentru poporul român, să fie uniți și să se gândească la viitor. Nu numai la cel personal, deși acela este important, dacă ești parte din țara ta, trebuie să te pui în slujba țării. Invit în echipa AUR pe toți cei care iubesc România, semeni și valorile reale a acestei țări deosebit de frumoase. Dumnezeu să binecuvinteze România. Mulțumim mult de tot, domnul Balaș. În continuare o să vă vorbească deputatul nostru de Timiș, parlamentarul nostru de Banat, Ciprian Titistoică. Mulțumesc, ziua bună, dragi timișeni, dragi bănețeni, dragi români, oriunde v-ați afla. Eu astăzi vin să vă spun ce am făcut noi pentru a apăra democrația în Parlamentul României. Am depus alături de colegii mei, prin președintele partidului George Nicolae Simion, o sesizare la Curtea Constituțională a României. Am ajuns la această formă fiindcă avocatul poporului, cel care putea să atace ordonanța de comasare a alegerilor la Curtea Constituțională, nu a făcut-o. Din punctul nostru de vedere, și o spun cât se poate de clar și de răspicat, ceea ce acest PCR, Partidul Comasat Român, face, este o lovitură de stat. Da, ați auzit bine, este chiar o lovitură de stat, fiindcă au 70% aproape în Parlamentul României și au ales să modifice regulile jocului democratic cum aproape 3 luni înainte. Nu cred că s-ar fi opus nimeni dacă acest lucru era știut măcar cu 1 an sau 6 luni cel puțin înainte, pentru ca toți competitorii electorali să se poată pregăti. Au profitat de puterea vremelnică pe care o dețin și au încercat, de frica noastră, în special Alianței pentru Unirea Românilor, să își netezească drumul spre acei 10 ani despre care tot vorbesc ei, de stabilitate. Au făcut-o așa cum spune un clasic în viață, pas cu pas.
prima oară au făcut această ordonanță pentru a putea fi foarte greu atacată și pentru a produce efecte imediat din ziua publicării în Monitor Oficial. Apoi, prin unealta lor de serviciu, UDMR, au depus proiectul de lege cu devansarea alegerilor prezidențiale. Este încă un proiect de lege pe care tot UDMR l-a depus în Parlamentul României și prin care se încearcă să se aducă mandatele tuturor aleșilor locali la 5 ani de zile. De asemenea, și-au pregătit și viitoarea legislatură, astfel încât au modificat regulamentul, iar primul președinte al Camerei Deputaților, în loc să fie decanul de vârstă, asistat de cei mai tineri deputați, așa cum a fost de foarte multă vreme și a funcționat foarte bine, va fi deputatul cu cele mai multe mandate. Așa ușor, ușor, cum au spus și antevorbitorii mei, colegii mei pe care pe această cale vreau să îi salut, să le mulțumesc că ni s-au alăturat în această luptă unde hienele politice din județul Timiș fac prăpăd și atunci era nevoie și noi să ne alăturăm de oameni cu experiență administrativă, cu experiență politică pentru a putea face acestei lupte. Dar să revin la lovitura de stat dată de PNL și de PSD. Noi sperăm că judecătorii Curții Constituționale vor lua în seamă demersul nostru, chiar dacă avem rezerve, fiindcă ați văzut și dumneavoastră, o parte dintre ei au fost la sediul PSD, au discutat înainte de a fi emisă ordonanța și chiar și după aceea. Este un semnal cât se poate declar că PSD și PNL se pregătesc să instaureze din nou o autocrație în țara noastră, o dictatură pe care, așa cum am spus și colegul Ilie Vasile Sârbu, timișorenii au oprit-o odată în decembrie 89. Tot de aici, de la Timișoara, tragem și noi un nou semnal de alarmă către toți cei care văd aceste lucruri să iasă în față și să se opună, fiindcă noi, chiar dacă aveam o vârstă fragedă unii dintre noi, mai sunt încă foarte mulți care își amintesc cât de greu a fost în perioada comunistă, iar acele vremuri nu trebuie să mai reapară în viețile noastre. Acum vrem să vă prezentăm câțiva dintre candidații noștri la primăriile din județul Timiș. Și o să încep cu domnul Lupu de la Sacoșul Turcesc. Am să îi mulțumesc că a acceptat să fie candidatul nostru la primăria Sacoșul Turcesc și o să-l las pe el să vă spună ce vom face la Sacoșul Turcesc din 10 iunie încolo. Iulian? Da, vă mulțumesc. Vă rog să permiteți să fac o scurtă introducere. Mă numesc Lupu Iulian Daniel. Am 52 de ani. Am fost desemnat de către Alianța pentru Unirea Românilor să candidez la primăria Sacoșul Turcesc. Sunt licențiat în drept, master în știință penale la UBT, la Universitatea de Vest din Timișoara. Tot la Universitatea de Vest am urmat cursuri post-universitare în management operațional. Sunt căsătorit, am doi copii, o fată și un băiat și dacă toți sunt aici, țin să le mulțumesc pe această cale pentru susținere. Sunt o persoană hotărâtă, dar cred că ajunge despre persoana mea. Am să fac o referire la programul meu electoral. Nu o să intru în direcție de acțiune, în obiective specifice, pentru că nu ne permite timpul, dar o să fac referire la un obiectiv principal. Pentru mine este principal și cred că acest obiectiv, dacă va fi îndeplinit, va fi motorul dezvoltării comunei noastre. Este vorba despre atragerea de fonduri. Atragerea de fonduri din orice fel de sursă. Sper că peste 4 ani, Sacoșul Turcesc să se raporteze la orașe frumoase, precum Oradea, Cluj, Iași,
sau poate este forțată puțin comparația, fiind reședinte de județ, dispun de alți bani. Să facem o referire la o comună din România, Ciugud, județul Alba, unde o echipă mică, compactă, a atras, dacă nu mă înșel, o sumă de 27 de milioane de euro. Am făcut un studiu de caz pe marginea acestei comune și fondurilor atrase. În toate interviurile care au fost date, în toate reportajele, am observat că locuitorii acelei comune sunt foarte, foarte mulțumiți, s-a schimbat modul de viață, calitatea vieții, sunt foarte mulțumiți și de administrație. Acolo trebuie să tindem. Mai fac o referire, Politehnica din Timișoara are cu Comuna Ciugud un proiect, un parteneriat în valoare de 1 milion de euro. De ce nu se poate ca și Comuna Sacru și Turces să aibă astfel de parteneriate cu instituții de învățământ, de prestigiu, nu numai din Timișoara, din țară, și nu numai cu instituții de învățământ? Răspunsul sau răspunsurile, cred că sunt multe și le știu fiecare, dar pe unul din ele vreau să pun accent. Pentru că aleșii locali sunt aleși după alte criterii. Deci nu după criteriul de competență. După criterii politice, sunt aleși de către neamuri, de către rude, de către prieteni, de către cunoscuți. Cam așa se aleg primarii și factorii de decizie din România. Când lucrul acesta va înceta, România se va schimba în mare măsură. O să revin la obiectivul principal și o să-mi rog să-mi dați voie să citesc numai câteva programe care au loc și se desfășoară în România în ultimele 4-5 luni, unul chiar în luna aceasta. Și am să le dau citire, să nu greșesc. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a trimis în data de 01 martie 2024, acum două săptămâni și câteva zile, spre publicare la Monitor Oficial, ghidul de finanțare pentru programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate. Are un buget de 1,5 miliarde de lei. Programul are un caracter multianual, județul Timiș este regiunea 5, solicitanții eligibili sunt unitățile administrative teritoriale la nivel de comună, oraș, municipiu și județ, iar finanțarea se acordă 100% de către, fără niciun fel de cofinanțare de către primărie. Noi, la Sacoșu Turcesc, fiind o comună cu mai puțin de 5.000 de locuitori, ne încadrăm undeva la un proiect de 12 milioane de lei cu TVA, undeva la 2 milioane și ceva de euro. Câteva proiecte din asta și ajungem în comună Ciugud din spate. Un alt program de interes local este vorba despre drumuri, AFIRU, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale. Programul nu este mai departe de noiembrie 2023, DN28. Bugetul 200 de milioane de euro. Solicitanți eligibili, de asemenea comunele. Valoarea eligibilă proiecte este 1 milion de euro per proiect. Cofinanțare 0%, cum bănuiți. Activități eligibile, construcția, extinderea și sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local. Un alt program, Fondul pentru modernizarea UAT-urilor. Bugetul este de 500 de milioane de euro. La fel, solicitanții, UAT-urile, municipii, orașe și comune. Valoarea eligibilă per proiect, 20 de milioane de euro de proiect. Cofinanțare, zero. Activitățile eligibile care sunt instalarea de panouri fotovoltaice pe clădiri și sau pe teren pentru asigurarea consumului de propriu de energie electrică la nivelul UAT-urului, consumul de energie electrică, clădiri, unități și clădiri publice, școli și așa mai departe. Eficiență energetică pentru clădiri. Buget 90 de milioane de euro. De asemenea, eligibile orașele comune cu finanțare 0%. Proiecte de digitalizare, că tot se vorbește despre digitalizare. Minim 500 de milioane de euro per regiune. Proiecte de digitalizare al administrației publice locale, finanțare 98%, aici UAT-ul trebuie să cofinanțeze 2%. De asemenea, investiții în infrastructura de învățământ. Tot 98% cheltuieli eligibile, construirea, reabilitarea, modernizarea sau dotarea infrastructurii educaționale. Închei cu cele 6 programe la care le-am dat citire și consider că, virgulă, Comuna Sacoșul Turcesc se poate să se compare după 4 ani cu Comuna Ciugud. Dar depinde de noi, depinde de mine, odată ajuns la primărie.
cu ajutorul cetățenilor. Vă mulțumesc, Doamne ajută, toate cele bune! Mulțumim și noi domnului Lupu, omul este plin de elan, dorește să facă treabă după cum ați văzut, are multe de spus și mai multe de făcut. În continuare îl invit pe fratele Năsui, o să vă rog frumos să fim pe cât se poate un picuț mai scurți, avem foarte multe persoane de prezentat, mulți viitori primari. Te rog frumos! Mulțumesc mult! Sunt foarte multe date și oameni cu experiență, mă bucur să fac parte din echipa Aură. Bună ziua, dragi locuitori ai comunei Banloc, localităților aparținătoare Ofsenița, Parto și Soca. Mă numesc Năsui Valentin, am 43 de ani și am dorit să intru în echipa, am fost cooptat să intru în echipa Aur pentru funcția de primar. Am în spate peste 15 ani de fost angajat al ISU în slujba cetățenilor. Consider că 15 ani am avut ocazia să cunosc foarte, foarte multe domenii, foarte mulți oameni din diferite poziții sociale. Și deși nu am făcut politică până acum, antevorbitorii mei sunt cu o experiență foarte, foarte mare și mă bucur să am alături de mine. Partidul Aur definește pilonii libertate, credință, națiune, familie, piloni cu care am avut ocazia să cresc alături să cresc în societate. Comuna noastră, în opinia mea, are foarte multe, foarte multe lucruri deficitare, cum ar fi canalizarea. Suntem la 50 de kilometri distanță de un oraș cultural european și avem trei localități aparținătoare de comună care nu dispun de canalizare și apă. Avem o grădiniță care este de aproximativ 2-3 ani, care este construită cu program prelungit și nu este pusă în funcțiune datorită, consider, nedorinței, probabil nedorinței de a o pune în funcțiune, în folosul oamenilor, în folosul comunității. Până în acest an, comuna și statele aparținătoare n-au avut o capelă. Au avut o capelă, un lucru omenesc. Vorbesc de 50 de kilometri un oraș cultural european. Anul acesta, probabil fiind an electoral, este pus în proiect și urmează să fie făcută. Un alt lucru care afectează locuitorii și afectează direct sunt prețurile exagerate la deșeuri. Îi afectează direct pe locuitorii comunei. Consider că în 2024 se puteau accesa foarte multe proiecte în vederea ajutării consătenilor mei. O stație de purare, iar din nou, ar fi foarte benefică. Și un foraj pentru fiecare localitate din fiecare sat aparținător al comunei. Întrebarea mea, probabil și a cetățenilor din comună, este oare chiar nu se poate ajunge la o normalitate? De aceea vă invit toți cetățenii. Sunt un candidat care am intrat în politică de doar de 2 luni de zile. Toți contracandidații mei sunt cu o experiență foarte mare. De aceea am nevoie de oameni care nu au făcut politică și să facem ceva. Să facem ceva pentru comunitatea noastră. De aceea vă aștept în echipa Aur.
să încercăm să facem ceva pentru comunitatea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, vedeți și dumneavoastră, că noi nu știm să fim teatrali, nu avem regie, nu știm să ne punem papioane sau să fim foarte atenți cu vorba. Suntem oameni dintre dumneavoastră și cu asta, prin asta, ne deosebim de cei care vă mint de 30 ceva de ani cu buze subțiri. Am fost acum vreo 2 ani de zile împreună cu colegii în Libling, am văzut ce se întâmplă acolo. Am fost anul trecut în Vara Românilor împreună cu Titi, deputatul nostru de Timiș, cu o pâine și cu sare, la propriu, nu la figurat, fiindcă știam că domnul primar, boierul actualmente de Libling, este extraordinar de sensibil. Cu mare greutate, domnul boier a dorit să vorbească cu noi, poate ne-a confundat cu pălmașii acolo în comună. Dar, în schimb, am cunoscut o familie de oameni gospodari, reprezentată de domnul viceprimar de Libling, domnul Iacob Vasile. În urma discuțiilor de atunci și cele care au urmat, dânsul a hotărât să vină alături de noi. El va conduce, în mod evident, primăria la Libling, fiindcă va câștiga, în mod clar, alegerile. Asta nici nu mai intră în discuție. Să țineți minte că, spre deosebire de unul din 99 colegi ai noștri, spre deosebire de acel coleg de săptămâna trecută, care a fost o rușine pentru cauza noastră națională și partidul nostru, el nu va face parte din categoria primarilor care s-au perindat pe la 100 de partide, va rămâne alături de noi și, bineînțeles, din punct de vedere administrativ, va ridica comuna Libling acolo unde este locul. Domnul Vasile, te rog frumos. Mulțumesc, bine v-am găsit. Bună ziua. Mă numesc Iacov Vasile, sunt din comuna Libling, născut în comuna Libling, crescut în comuna Libling, trăiesc în comuna Libling, am un băiat de 37 de ani, am 2 nepoți gemeni cu care mă mândresc și candidez la funcția de primar al comunei Libling din 2 motive. Sunt viceprimar de 8 ani și am un motiv în plus să candidez la această funcție, deoarece avem 2 obiective în comuna Libling care, după părerea mea, în 4 ani de zile s-ar putea da în folosință. Avem, în primul rând, construcția bisericii ortodoxe române, care iese la un stadiu de trecut de 50%, avem o grădiniță cu program normal care este gata 90% și nu se vrea a se termina din vari motive. Astea sunt cele mai importante obiective care ar trebui terminate. În primul rând, educația, în al doilea rând, religia. Să o luăm pe rând așa. Provin dintr-o comună de etnici germani, Libling înseamnă în traducere frumos, ceea ce nu-i cazul acum, dar pe viitor sperăm să fie o comună, cea mai frumoasă comună din județul Timiș. Pe această cale doresc să mulțumesc conducerii AUR Timiș pentru nominalizarea și validarea candidaturii mele în funcția de primar al comunei Libling. Pornesc pe acest drum alături de o echipă capabilă care va contribui decisiv la viitoarele proiecte, la transparența cheltuielilor din bugetul local, la respectarea legii și a oamenilor din comuna noastră. Dragi locuitori ai comunei Libling, fiind un fiu al satului, cunosc deficiența infrastructurii și a lipsei proiectelor elementare locale. Și de aceea vă rog și vă adresez rugămintea să fim toți pentru unul, unul pentru toți, împreună pentru comuna Libling. Vă mulțumesc, oameni buni, împreună vom reuși, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul Iacob. Vedeți dumneavoastră, în timp ce ascultam pe colegii mei, mi-a venit în minte
o discuție pe care o avea la un interviu domnul Țuțea. Dumnezeu să-l odihnească. Zicea așa, observând statistic că de fiecare dată când s-a întâmplat ca națiunea să aibă câte o problemă, nu putem atribui pur și simplu hazardului apariția unei generații de oameni noi, frumoși, naționaliști, care au salvat-o. Poate unul din cele mai bune exemple în sensul ăsta pe care îl avem și noi în filială este un coleg care s-a alăturat de mai bine de 2 ani cauzei noastre naționale. Omul este de o rară calitate morală, un om de caracter, un om cu școală, un om care are experiență administrativă, predă teologia în comuna Variaș și va candida pentru funcția de primar. Din punctul meu de vedere, cei din Variaș nu au o altă opțiune mai bună, domnul Iarema. Te rog frumos să ne spui câteva cuvinte, după care o să vă invit și pe dumneavoastră să ne adresați întrebări, că ne apropiem de finalul conferinței noastre de astăzi. Bună ziua tuturor! Numele meu este Silviu Andrei Iarema, am 31 de ani, sunt în primul rând soț, tata unei fetițe de 5 luni și profesor, așa cum a spus domnul coordonator Mihai Negoescu, profesor la școala gimnazială Variaș. Activez pe plan local ca și consilier local independent încă de acum 3 ani și jumătate, implicându-mă în bunăstarea comunei noastre. Aș dori să încep prin a pune o întrebare tuturor românilor, în special locuitorilor comunei Variaș, Gelu și Sânt Petru Mic. Suntem mulțumiți de direcția în care se îndreaptă comunitatea noastră sau este timpul să facem o schimbare? Cu această întrebare în minte, am decis să-mi dedic eforturile pentru a deveni primarul comunității noastre, Variaș, cu sprijinul Partidului Aur. Crescând în mijlocul vostru și implicându-mă activ în numeroasele proiecte locale, am ajuns să înțeleg profund nevoile și aspirațiile fiecărui locuitor al acestei frumoase comunități. Sunt ferm convins că împreună putem transforma Variașul într-un loc mai prosper și mai frumos. Ca primar, mă angajez să fiu un lider dedicat și să lucrez cu determinare pentru binele comun al tuturor. Vreau să construiesc o comunitate în care fiecare cetățean să se simtă susținut, în care fiecare familie să aibă acces la servicii de calitate și în care fiecare vis să poată deveni realitate. Prin intermediul Alianței pentru Unirea Românilor, voi promova valorile integrității, transparenței și a responsabilității în administrația publică locală. Voi lupta pentru o guvernare eficientă, echitabilă, care să aducă beneficii tangibile pentru fiecare locuitor al comunei noastre. Vă invit să împărtășiți cu mine viziunea voastră pentru viitorul comunei și să mă susțineți în această călătorie spre o comunitate mai bună pentru toți. Vă asigur că voi fi mereu deschis la dialog și că voi asculta cu atenție fiecare sugestie și preocupare. Viziunea mea este una de progres și dezvoltare durabilă, concentrându-mă pe următoarele inițiative majore. În primul rând, construirea de locuințe pentru tineri pentru a susține noua generație în comunitatea noastră. Sprijinirea antreprenorilor locali și a celor din diaspora, încurajându-i să revină și să-și deschidă afaceri acasă. Sprijinirea fermierilor din localitate. Aici vreau să fac o remarcă a faptului că acești fermieri din localitatea noastră primesc pășunile de pe un an pe altul, ceea ce nu este normal și eu mi-aș dori ca ei să-și poată primi pășunile pe o perioadă de 7 până la 10 ani, așa cum prevede legea, pentru a putea să se dezvolte și aș face un plan pe termen lung. Aș dori să creăm locuri de muncă pentru a stimula economia locală și pentru a oferi oportunități valoroase cetățenilor noștri. Construirea unei noi săli de sport în satul Gelu și finalizarea sălii începute în Variaș la standarde internaționale pentru a promova un stil de viață activ și sănătos. Un alt lucru pe care vreau să pun accentul este deschiderea unei creșe, asigurând că părinții pot munci
știind că micuții lor sunt în siguranță și bine îngrijiți. Investiții în învățământ și promovarea sportului pentru toate vârstele, pentru a construi o comunitate educată și dinamică. O altă inițiativă importantă pe care intenționez să o implementez este achiziționarea unui autobuz modern pentru a asigura transportul în condiții sigure și confortabile al copiilor către școală, pentru că siguranța și bunăstarea copiilor noștri trebuie să fie o prioritate. Crearea de spații de joacă sigure și moderne pentru copiii comunei noastre, crearea unui cabinet de consultanță în care specialiștii din comunitatea noastră ieșiți la pensie să ofere sprijin și sfaturi generației tinere în diverse domenii. Acest cabinet de consultanță ar deveni un loc de întâlnire intergenerațional unde experiența și cunoștințele celor mai în vârstă pot fi transmise și valorificate de cei mai tineri. Și nu în ultimul rând, reorganizarea și digitalizarea administrației locale pentru a face o guvernare mai eficientă și mai accesibilă tuturor cetățenilor. Acestea sunt doar câteva dintre proiectele pe care intenționez să le implementez. Sunt dedicat să lucrez pentru voi și cu voi pentru a construi un viitor mai bun pentru comunitatea noastră. Haideți să lucrăm împreună pentru a face din Vareaș un loc pe care să-l numim cu mândrie acasă. Contez pe sprijinul și încrederea voastră în această campanie electorală. Doamne ajută, un post binecuvântat tuturor și așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Aș vrea să adresez eu cuvântul de încheiere și mă adresez acum timișorenilor și în special locuitorilor comunelor de unde provin candidații pentru funcția de primar. Alegeți cu încredere, sunt mândru de colegii mei, sunt mândru de oamenii, de antevorbitorii mei. Dumnezeu să vă dea gândul cel bun, Dumnezeu să vă ajute. Mergeți la vot în 9 iunie, ajutați-ne, vă rog, să alegeți, vă rog, oameni care au dovedit în viața lor că pot realiza ceva, că au făcut ceva pentru ei, cu siguranță vor face ceva și pentru comunitățile din care provin și pentru dumneavoastră. Dumnezeu să ne dea gândul cel bun, Dumnezeu să ne ajute să depășim toate greutățile și să binecuvinteze România. Vă salut, numai bine! Dacă sunt întrebări? Noi răspundem întrebările, spune. Candidat pentru primăria Timișoara. Domnul Negoescu, vă rog. Avem în acest moment de respectat un principiu pe care l-am aplicat de când s-a constituit acest partid, din 2019. Valoarea înainte de orice. Atâta vreme cât încă mai vin alături de noi, ba chiar au început din ce în ce mai mulți oameni de valoare să vină alături de noi, există probabilitatea matematică ca în următoarea lună să găsim un candidat mai bun decât cei 4-5 care sunt în acest moment înscriși în cursă și și-au parcurs interviul. De ce să nu profităm de această oportunitate atâta vreme cât noi nu suntem ca și celelalte partide și nu înseamnă că dacă noi muncim de 4 ani de zile, înseamnă că avem asigurat vreun scaun sau vreo candidatură certă undeva. Dacă considerați că v-am răspuns la întrebare, e în regulă. Mai bine ne noi, că tot. Da, ne apropiem de 14.000 de membri la nivelul filialei Timiș. Fizic, undeva la 10-15 persoane pe zi vin la noi la sediu și ne bucurăm de acest lucru. Probabil că vom avea nevoie să ne extindem, de aceea vom rămâne pe parte de organizare și pe parte de interviuri, pe parte de școlarizare oamenilor în secțiile de votare. Felicit pe această cale organizația Timișoara. A finalizat în proporție de peste 80% în fiecare zi de la orele 18, într-unul din spațiile noastre aici, se face școlarizarea membrilor în secțiile de vot. În felul ăsta o să putem să ne adaptăm, dar făcând și un picuț de economie, că nu ne trebuie palate ca altora, locația cu necesitățile care vedeți și dumneavoastră în anul ăsta electoral sunt foarte, foarte mari. Deci, membrii vin și la sediu, se mai înscriu mulți dintre ei și online. Avem aplicația noastră pe care o puteți descărca de pe site-ul partidului nostru.
Vă invităm pe toți cei care doriți să vă alăturați. Nu sunt locurile niciunde ocupate. Este nevoie de fiecare dintre dumneavoastră pentru a reuși să facem în anul viitor, ajuns odată la guvernare, din țara asta ce merită să fie. Alte întrebări, dacă mai sunt? Lansarea va fi ceva spectaculos la primăria Timișoara sau tot așa? Cu siguranță că în momentul în care vom avea un candidat la primăria municipiului Timișoara confirmat de Biroul Național și de președintele partidului George Simion, așa cum facem în toate filialele, de asemenea, când vom avea un candidat la președinția Consiliului Județean, cu siguranță, mai ales cei dintre dumneavoastră care veniți în fiecare săptămână și participați ca adevărați reprezentanți ai presei la conferințele noastre, nu veți rata momentul. O să anunțăm și evenimentul de lansare într-o conferință de presă viitoare și, bineînțeles, vă invităm, este colega Patricia care se ocupă de contactele cu presa, de fiecare dată ați fost invitați și participați la toate evenimentele noastre majore. Bineînțeles că ne propunem să facem și un eveniment de prezentare, dacă timpul ne va îngădui și cetățenii care ne întreabă toată lumea, bună oară, am fost întrebat în taxi, acum două zile, cine este candidatul la primăria municipiului Timișoara. Noi optăm să așteptăm, vedem ce se întâmplă la cei care vor pierde, adică Racu, Broasca și Cuștiuca, agitația, da, și vâlva și nebunia de acolo. Noi știm ce avem de făcut, vom pregăti cu siguranță un candidat care, din punctul meu de vedere, deja pot să spun cu siguranță, va fi mult mai bun decât ce oferă ei municipiului ăsta.